Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Alina, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vin cu rețeta mea de borș acru. Pentru început voi face cuibul pentru borș. În bol pun 200 g tărâțe, 1 lingură zahăr, 1 litru de apă călduță și amestec bine. La final pun 2 felii de pâine. Pâinea eu am prăjit-o. Acoper bolul cu o folie de plastic. Cu ajutorul unei scobitori, fac câteva găuri în folia de plastic și îl las la un loc călduț pentru 24 de ore. Așa arată cuibul pentru borș după 24 de ore. Iau pâinea, de ea nu mai avem nevoie. După 24 de ore, cuibul pentru borș trebuie să miroase acru. Pentru a umple borșul mai departe, avem nevoie de un vas. Eu voi umple borșul într-o oală de lut. În oală pun 200 g tărâțe, o crenguță de cimbru și 2 crenguțe de leuștean. Torn 4 litri de apă clocotită. Amestec și o las să se răcească până la temperatura camerei. Când apa s-a răcit, adaug cuibul care l-am făcut mai devreme. Amestec bine. Acopăr oala cu o plapumă și o las la un loc călduț pentru 48 de ore. Așa arată borșul după 48 de ore. Strecor borșul. Scriți în comentarii dacă v-a plăcut rețeta. În cratița au rămas huștele. Acum putem pune într-un vas și să păstrăm pentru data viitoare când vom umple borș. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. La revedere!